Salut și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Eu sunt Dragoș și în tutorialul de astăzi o să vedem cum putem să eliminăm sunetul dintr-un clip video. Există foarte multe programe care ne pot ajuta în această situație. Astăzi o să folosim Windows Movie Maker. Probabil că mulți dintre voi ați folosit acest program sau cel puțin ați auzit de el. Este dezvoltat de Microsoft. Face parte din suita Windows Live Essential, care în prezent se găsește mai greu pe net, însă o să vă las un link de unde puteți descărca această suită. O instalăm, iar la instalare vom bifa doar instalarea programului Windows Movie Maker, pe care îl vom folosi în această ocazie. Bineînțeles, dacă doriți, puteți să instalați întreaga suită. Haideți să vă arăt de unde o descărcați. Acest link îl veți avea în textul de deasupra tutorialului. Accesați pagina și dați click aici pe Download. Aici în partea dreaptă alegeți Torrent sau Windows executabil. Dați click și va începe descărcarea. Eu am descărcat suita și am instalat-o. În timpul instalării o să vă apară această fereastră, vă întreabă ce doriți să instalați, veți selecta această opțiune, Choose the programs you want to install. Aici selectați Photo Gallery and Movie Maker sau lăsați selectat tot. Eu am ales să instalez doar Movie Maker și urmează instalarea, se va instala destul de rapid. După ce l-am instalat, vom deschide Movie Maker și în partea dreaptă luăm cu drag and drop clipul video și îl punem aici în partea dreaptă. Dacă este un clip mai lung, o să vă arate aici o bară de progres. Așteptați până ajunge la 100% și clipul va fi adăugat. Puteți de asemenea și de aici de la File, New Project și încărcați fișierul video. După ce apare aici videoclipul, avem acest tab Edit. Salut și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Dacă dați Play și să zicem că vrem să eliminăm partea de introducere, o să delimitez zona pe care doresc să o elimin, să elimin sunetul din această secțiune. Dăm Salut play. Și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Eu sunt Dragoș și în cele ce urmează o să vedem cum putem să redăm mai multe clipuri video. Da, să zicem că până aici nu vreau să am sunet. Ce fac? Pornesc din nou clipul video. Apăs acest buton Split. Observăm că a delimitat zona. După care dăm din nou Play la clip. Salut și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Eu sunt Dragoș și în cele ce urmează o să vedem cum putem să redăm mai multe clipuri video. Am pus pe pauză, după care apăs din nou butonul Split și am această secțiune pe care o voi pune pe mute. Cum fac acest lucru? Dau click pe zona din care vreau să elimin sunetul și observăm aici în partea stângă, avem acest buton Video Volum, dăm click pe el și tragem aici în partea stângă. În acest moment este pe mute. Dacă dăm din nou click și redăm videoclipul, observăm că nu se mai aude porțiunea pe care am selectat-o și când va ajunge aici, sunetul va fi redat. Pe calculator sau cum putem să rulăm mai multe. Observați, începând de aici, sunetul
se aude în continuare până la sfârșitul clipului video. La fel, selectați în continuare ori de câte ori este nevoie, dați split, începe secțiunea și în locul în care doriți să se oprească, puneți în pauză, apăsați din nou split și repetați procedura ori de câte ori doriți să faceți acest lucru. După ce am făcut modificările, mergem la File, Save Movie. Aici puteți alege formatul în care să salvați. Eu o să dau pe această opțiune pentru display-uri HD. Salvez pe desktop. Îmi face un fișier MP4. Așteptăm până se salvează. Va dura în funcție de mărimea videoclipului. O să pun pe pauză și o să revin când va fi salvat clipul video. O să-i dăm play și o să vedeți că la început sunetul este eliminat. Am revenit. Acesta este videoclipul. Dacă îl deschid, observăm că nu are sunet la început. Acea porțiune pe care am selectat-o are sunetul eliminat și imediat o să înceapă sunetul în continuare. Pe calculator sau cum putem să rulăm. Cam asta a fost. Bineînțeles, există softuri mult mai avansate de editare video, însă strict pentru acest lucru este suficient și Windows Movie Maker. Cam asta am vrut să vă arăt în tutorialul video de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept și cu alte tutoriale. La revedere!